Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului a fost prilej de bucurie pentru obștea mănăstirii Hadâmbu din comuna Mironeasa, județul Iași. Biserica Monument a Așezării Monahale din Dealul Mare și-a serbat joi, 8 septembrie 2022, hramul, în prezența a mii de pelerini din țară și din străinătate. La orele dimineții, în fața clopotniței mănăstirii, a fost întâmpinat de către soborul slujitorilor înalt preasfințitul părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Un grup de credincioase din Borșa, județul Maramureș, îmbrăcate în portul național, au oferit părintului mitropolit câteva daruri simbolice însoțite de o urare tradițională. Ierarhul locului s-a îndreptat apoi către incinta străvechii așezări monahale, unde a oficiat Sfânta Liturghie. Însă stăpâne, ușurează, lasă, iartă păcatele, nelegiuirile, greșelile cele de voi și cele fără de voi. Cele cu știință și cu neștiință, cele cu călcare de poruncă și cu neascultare, ce s-au făcut de robii și roabele tale. Pomeniți-vă numele de potenție care și de către toți cei pe care îi purtăm prin rugăciune în inima noastră. Din soborul slujitorilor au mai făcut parte arhimandritul Arsenie Hangaunu, exarhul mănăstirilor din zona Iașilor, arhimandritul Nicodim Petre, consilierul sectorului de misiune statistică și prognoză pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor, părintele Neculai Dorneanu, inspector eparhial în cadrul sectorului de misiune statistică și prognoză pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor și protosinghelul Iustinian Budescu, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Chișinăului. La slujba au participat autorități centrale, județene și locale, câțiva primari din județul Iași, dar și fii duhovnicești ai mănăstirii Hadâmbu. Cei prezenți s-au închinat la icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului de la mănăstirea Hadâmbu. Și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru lor preasfințitul Părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea cu Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu. Numele cel sfânt al lui. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește vre ea. După citirea Sfintei Evangheliei, înalt preasfințitul Teofan a adresat un cuvânt de învățătură în care a făcut referire la sărbătoarea nașterii Maicii Domnului. Și sunt părinți care au spus că rugăciunea este aducerea aminte continuu de prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Rugăciunea este chemarea numelui Domnului Hristos. Și prin rugăciune, în general, se împlinesc trei lucruri. Se sfințește totul în jurul nostru, în noi și în jurul nostru, prin taina rugăciunii. Se alungă puterile întunericului, atât de important acest lucru, și mărturisea un părinte al bisericii și mintea ta devine din iar maroc, fără rugăciune, în rai. Mintea ta devine rai prin taina rugăciunii. Atât de aleasă și atât de multă fericire
și mângâiere sufletească oferă rugăciunea unor oameni, încât ei se roagă lui Dumnezeu, Doamne, să ai mai departe de mine, că ai venit atât de aproape de mine prin harul Tău, încât parcă mi se sparge inima de atâta har, de atâta putere, de atâta fericire. Căci rugăciunea cea adevărată, mărturizea cineva, este liturghia desăvârșită. Numeroși pelerini de toate vârstele s-au împărtășit cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. La momentul chinonicului, grupul de credincioase de la Borșa a interpretat câteva pricesne închinate Maicii Domnului. Arhimandritul Arsenie Hanganu a citit apoi hrisovul de sfințire a clopotniței Toți Sfinții Români, ridicată în ultimii doi ani la mănăstirea Hadâmbu. Ieromonahul Gherontie Nistor, iconomul mănăstirii Hadâmbu, a primit rangul de protosinghel din partea părintelui mitropolit Teofan. Pentru osteneala depusă la edificarea clopotniței și pentru activitatea filantropică desfășurată în Moldova de peste Prut, părintele mitropolit Teofan a acordat părintelui stareț Nicodim Gheorghiță crucea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, din partea centrului eparhial Iași. Și se cuvine să aduc mulțumire obștei mănăstirii în primul rând, căci în jurul ei vă adunați și ne adunăm cu toții, pentru ca lucrarea Domnului să se săvârșească. Pentru că i-am oferit părintelui Nicodim de-a lungul vremii cele de cuvință pentru toată lucrarea pe care a săvârșit-o până acum, îi oferim printre primii preoți crucea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei, venit din Basarabia, pentru toată atitudinea de milostenie pe care părintele stareț Nicodim o arată vis-a-vis de credincioșii care vin într-un număr mare de-a lungul vremii și datorită implicării sale și în misiunea pe care o avem, atât de importantă pentru partea de răsărit a Moldovei, Basarabia. De asemenea, principalii ctitori ai clădirii și ai celor 13 clopote au primit câte o distinție de vrednicie. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță și-a manifestat recunoștința față de părintele mitropolit Teofan și a menționat că atât obștea monahală cât și fiii duhovnicești ai mănăstirii Hadâmbu îl prețuiesc și îl poartă în rugăciune. A devenit un ansamblu monahal care inspiră atât cinstea pe care i-o datorăm lui Dumnezeu preacuratii sale maici, cât și grija, atenția față de toți cei care ne trec pragul și care să simtă din belșug dragostea lui Dumnezeu. Toate acestea au fost posibile prin jertfa obștei a fiilor noștri duhovnicești și a tuturor oamenilor de bine care ne-au sprijinit cu material și cu rugăciunile lor. Oboseala șantierilor, grija de a-i plăti pe cei care au lucrat, neliniștile personale în privința modului cum se vor încheia lucrările și vor fi achitate datoriile, deși au lăsat urme adânci asupra sănătății. Le pun pe semn lucrării și a îngăduinței lui Dumnezeu. Dumnezeu care îl încredințează odinioară pe Sfântul Apostol Pavel,
îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Am gândit să ridicăm acest edificiu alcătuit din turnul Cloponiță, ce adăpostește clopote, capela și sala de conferințe pentru monahi și preoți, ca o întregime armonioasă a tot ceea ce s-a zidit până acum aici. Chemarea la rugăciune prin sunetul clopotelor este menirea noastră primordială. Ne dorim ca această invitație permanentă să rodească în sufletele a cât mai multor oameni. Ne-am străduit să păstrăm linia arhitecturală a întregului complex mănăstiresc, în stil ștefănean, precum și armonia formelor și a proporțiilor care să o gândească măreția lucrării, prezența lui Dumnezeu, dar nu într-un mod coplicitor, ci în dud de smerenie. Înalt preasfințitul Teofan, împreună cu soborul slujitorilor, a sfințit apoi clopotnița ridicată la intrarea principală a mănăstirii Hadâmbu. Spre rugăciunea mea smeritului și nevrednicului slujitorului tău și trimite harul preasfântului tău Duh peste unde lemnul acesta și îl sfințește ca să fie spre sfințirea locului acesta și a clopotniței ce s-a zidit spre el. Clopotnița aceasta, prin harul preasfântului și de viață făcătorului Duh, de cutremur, de potop, de foc, de sabie și de venirea celor de alt neam asuprele, să le dăruiască sănătate și să-i întărească cu zile de lume. Mulțumim, Părinte Nicodim, și tuturor celor care ați ajutat să se împlinească această minunată lucrare. Mergem puțin să o și vizităm, Părinte, să vedem acolo ce minuni mai sunt și pe din lăuntru, pe cele din afară sunt evidente. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Diploma Sfântul Paulin de Nola și o icoană au fost acordate din partea Mănăstirii Hadâmbu ctitorilor pentru susținerea lucrărilor de construire a clopotniței și pentru înzestrarea acesteia cu clopote. Și am plecat ieri la ora 4, am intrat pe la Cuvioasa, Sfânta Paraschiva, Sfântul Nectare și am ajuns în incinta Mănăstirii Hadâmbu la ora 3. Am stat la vecernă la ora 6, la 7 am întâmpinat scoaterea icoanei, maslu și slujba de noapte și astăzi nașterea Maicuții Domnului. N-am cuvinte de mulțumim Maicuții Domnului că am putut ajunge cu sănătate și cu bine și am întâmpinat pe preanaltul Teofan. Și asta și a fost o bucurie pentru noi să putem ajunge, că suntem mai bătrâne și știți cum e. Acum e mai greu de venit. Și asta și cu ajutorul Maicuții Domnului să ne întoarcem către familie acasă. Să ne ierte, să ne dea sănătate, bucurii și toate ce știe El că e mai bun. Mulțumim de toate ce ne dă, mulțumire, un semn de mulțumire și prin cântare, prin cântare și priceaznă, noi ne și rugăm. Când facem cântarea, e ușor o rugăciune la Maicuța Domnului. Și un semn de mulțumire. Că ne dă până în prezent e bine, că e pace și liniște pe pământ și să ne dea Dumnezeu și dea în continuare. Nepoții noștri să poată bucura de bine și să fie liniște și pace. Cam astea sunt cuvintele noastre. Am marea bucurie și chiar onoarea să fi participat la sfințirea clopotniței de la Mănăstirea Hadâmbu. O mănăstire în care eu de ani de zile îmi găsesc pacea și liniștea sufletească și pentru mine este un colțișor de rai. Este atât de frumos și atâta liniște aici că întotdeauna când plec de aici, plec cu o stare sufletească foarte bună. Vin aici să mă închin la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, care îmi dă putere și care m-a ajutat foarte mult. Am întâlnit aici foarte mulți pelerini din toate colțurile țării care vin chemați de o dragoste sfântă de acest loc. Aș vrea să mai spun că sunt mândră că Părintele Stares Nicodim Gheorghiță a realizat aici
o minune, pot să spun. Fiind amândoi din Vicovul de Sus. Și este atât de frumos să ajungi în acest loc, să vezi ce poate să facă Maica Domnului, cu ajutorul Maicii Domnului a înfăptuit acest loc minunat, cu ajutorul fiilor duhovnicești care sunt aproape de Părintele Stareț și cu acordul și cu ajutorul lor, am făptuit aici un lucru minunat și vă îndemn să veniți să vizitați acest loc de mare încărcătură duhovnicească. Dragi creștini, fără credință și fără ajutor de la Maica Domnului, nu putem face aproape nimic în viață. Este minunat și este pentru toată lumea de mare ajutor rugăciunea și rugăciunea la prea bună Maica Domnului. Vă îndemn să vizitați acest loc minunat, nu știu cum se spun, un loc de poveste, poate. Atâta ordine și atâta curățenie rar se întâlnește pe la mănăstiri în țară. Și vreau să mai spun că rugăciunea la Maica Domnului este grabnic ajutătoare. Eu mulțumesc Bunului Dumnezeu că am ajuns aici, că a îngăduit Maica Domnului să ajung în acest loc și să mă închin și să mă rog. Și simt ajutorul Maicii Domnului. Îi mulțumesc Părintelui Stareț pentru tot ce a făcut aici și Bunul Dumnezeu să-i dea sănătate și putere și răbdare să ducă mai departe tot ce a făcut aici și să fie sănătos, să trăiască mulți ani în bucurii sfinte alături de fii duhovnicești și de această obște a mănăstirii, obște de călugări destoinici care au înfăptuit tot ce este aici frumos. Mulțumesc Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului că mi-a rânduit să ajung aici și să mă bucur și să am binecuvântare ca să mă pot închina în acest loc minunat. Doamne ajută tuturor și să știți că Maica Domnului este aproape de noi toți, în tot timpul și mai ales dacă o chemăm în rugăciune.